Albinelu, e bun ceiuțul. Suntem la un ceai de răceală, prieten, cu Albina și cu mama. Uite, și acasă nu beau ceai așa. Ăsta fac, nu beau așa cu poftă. Păi mai bun în oraș ceaiul. Vezi? Da. Și acum vin și beau aici. Hai, Albina, vrei să-ți fac story? Hai că-ți fac acum. Hai. Albina vrea să mă... Un ceai cu miere. Deci așa, haide să-ți fac. Dă-te-ți fac. Da-ți pe cine, unde te-a trimis patroana, ia zi. Păi eu te-am trimis vreodată. Mă, cum te duci tu la magazin să iei apă plată? Păi nu te-am trimis niciodată. Păi vină-mi coa. Bă, de aici și lasă-mă să... Păi nu, baba nu te-a trimis pe tine la magazin. L-a trimis patroana să ia apă plată, auzi. Uite, știu ce. Pe unde ar de la poartă? Singur. Eu nu am făcut așa, el vin după el, să bă uit tot timpul. Găsi și pe cine-ți trimită, pe butelie. Uite, vezi că nu-i normală. Nu-s normal, oamenii ăștia, ajutoare vă sus. Să gata, spune... prieteni, am lăsat-o pe Albine acasă, am fost, am băut un ceiuț, ne-am plimbat. A venit acasă la iad aici. Am mâncat o daia. Hai să ne luăm ceapa. Să mâncăm și noi acum, regim. Nu știu de ce fac cauciuc deja, s-au dus toate. S-au stricat, s-au șters. Am o idee, cred că e momentul să-ți schimbi mașina. Da, mare, uite, uite cum joacă, cum joacă. Hai, vrei să-ți iei S-Class? Ce ce-ți iau? Dă-mi pe-a ta. Păi și ce mai e pe ea? Dau ca Olga. Mai dai bani. Mai dau bani, am bani în cont. Și de frumos, scoate-l și dau. Hai să-i GLE. Mamă, dacă te-ar vedea patrona cu GLE, ar crăpa. Cum vrea ea Jeep. Ha? Da. Ar crăpa. Da. Să dea Dumnezeu să-mi iau, dar nu vezi că eu nu adun un ban să pun și eu deoparte, să-mi iau un apartament, cum a zis prietenii. Să bea un ban sau un apartament, să am ceva la mână. Eu n-am nimica. Da. N-am nimica, să am o garsonieră acolo, oriceva. De la mine plasine. Hai să vină copilul. Ce știu, au trimis copilul după... A trimis copilul și cred că nu-i ajunge banii. 2 lei a dat. Doamne, doamne, prieteni, să vină copchilul, așteptăm copchilul, deci la mașină, la mama, nu știu, prieteni, ce ale, la roți are niște probleme, tremură roțile, nu știu. Bă, tu ești omul lui patroana, mă? Mă, stai! Da, mă. Grasule! Mm. Hai, Andrei! Ha? Hai, vin! Ia-ți plasele! Păi și ce vrei să mă duc? Unde să mă duc ele? La patroana! Să vadă ce ai adus! Nu mai las, mă, fiecare cu banii lui! Dacă ai bani mănânci, dacă n-ai bani... Ce-au pus geam aici la cameră? Ce-i aici? Geamuri. Dar de unde și-au luat geamurile astea? Aici au închis un geam. Gata, au închis canalizarea. Ce faci, frate? Cum stăm cu canalul? E bine? O, oh, papi, ce faci mai aici? Ce faci, papi? Aia Marița e cu tine, pe unde o lăsa? Unde e? Nu vine ea ca să se... Nu? Am văzut pe TikTok, nu. Unde umpli pe la magazine? Eu am crezut că a străcat împreună, m-ai văzut? Leonardo! Oh, Davidelul meu! Avem un pește, un balaur! Ce vrei? Saramură sau tocăniță? Nu tocăniță. Saramură. Saramură, patroană, nu? Saramură, da, cu oțet. Cu oțet, cu alea, alea. Ne trebuie ardei gras. Avem, avem tot. Și roșii și... Avem. Vreau să facem și o ciorbă de pește, avem acrău. Da, cu macro, da. Păi cu papie, ciorbă de pește, sos. Îl fac la grătar, acolo, macro. Da. Și fac sosul ăla și un bărân cu zaramura. Da. Îți fac de... Merge banda. Și ardei iute ne trebuie. Avem. Este, uite, ăla băgăm curnat. Avem de toate. Bravo, fotbalist, ia de-și la mine. Dă-i. Dă-și la mine. Hop. Deci, iată, m-am pus de treaba. Hop. Păi da, dar fără Marița, mă. Nu știu unde e, nu mai vreau să-i mai fără. Patronul nu s-a
Mă, papi. N-am. Papi, eu cred că o îmbârligă cineva, frate. Cine? Mă, cineva îți vrea răul. Da, sigur, sigur. Op. Cine? Sâcu pe sâcu. Da, o muleam acana. Muleam. Mamă, exclusivitate. Sâcu prieten o îmbârligă pe Marița, vrea să o ia el de la papi. Nu cred așa ceva, papi. Am auzit eu pe sâcu. Asemenea, acuzații sunt foarte grave. Patoana, ești sigură? Sunt sigur că sâcă o îmbârligă să ceartă cu papi ca să o ia el. Incredibil, băi, e posibil, e posibil orice în ziua de azi. Da, dar e posibil orice în ziua de azi. Și dacă o îmbârligă Silvia, mă duce. Poate și Silvia. Nu, nu o îmbârligă Silvia. Sip. Sau poate Silvia vrea să o mărite cu sică. Că ăla tot e sigur de 30 de ani. Nu e posibil. Să vină Marița lângă ea. Nu știu, e mafie mare la mijloc, papi. O să vezi când o să aflăm adevărul, nu o să ne vină să credem. Aia, sper să găsi și eu acest adevăr. Eu când am mai făcut și eu cu DC-ul, am mai zis că am mai făcut cu DC-ul, nu m-a aflat nimeni, dar acum nu știu cine m-a dat de mine. Da, e foc, n-ai văzut foc, a dat cu lingura de pământ aseară aici, n-ai văzut, m-a gonit de afară. Am văzut și am zis că zice... N-am mâncat din acea tocană, n-ai văzut. Am zis că zice și așa. A făcut discul ăla. Așa e, țică, băiete, îmbârligă. Stăcea muierea. O să vezi. Papi. Nu mai e mine să fac nimic. Nu vine să cred, mai merge Saramura noi acum. Nu mai, iar merge ca tocărința aseară cu discul ăla. Ne-a spălat aseară, n-a spălat discul, Marița. A vrut să mă omoare. Da, cu rugină. Cu rugină, mă tare și capul de la rugină. Da. N-ai văzut că l-a spălat discul. Hai mă, că a fost bun discul. A fost bun. Bă, dar a fost prea puțin. A fost puțin, face multe saramură, fac în acest tuș. Mai bine în tuș, da. Da, fac aici saramură de pește. Că ai da. Macro, aia alea și facem la grătar. Macro, și le aruncăm acolo. Ăla e fumat. Ăla merge direct după ce fac saramură. Ăla așa, punem pe el. Să ne facă niște țăpriși. Păi niște țăpriși, boss. O să ne trebuiască un zei. Un sac de cărbune, ai? Nu știu, dacă nu, să cumpărăm. Ia. Trebuie, ne trebuie. Brr! Ne trebuie un sac de cărbune aici, să facem aici treabă ca lumea. Da. Bă, dar ce unde s-a dus soarele astăzi? Vezi, săptămâna asta e singura linie, te duci și ei. Filmează-l fără uitat că e visul lui. Aia între ele mie. Filmare. Filmare. David, dă-te să nu dai cu piciorul în tabla aia să te lovești. Nu mai filmăm focul. De ce, n-am voie? Nu-i voie. Nu, a? Nu mai filmăm focul. Iar e dolor că-l merge. De aia nu merge mie, s-a lăsat o oră să-mi activezi aia. Am făcut eu acum 2 ani. Pune-le aici. Hai că revenim. Ia uitați, prieteni, papi la butoane, la ceaune. Aici fac saramura de pește, multă, să mănâncă toată lumea. Dar ce crezi, eu și cu Leonardo am făcut acest foc. Da? Da, da, ei l-au făcut. Bravo, băi, băieți! Avem peștele aici pe poziție! Ia uite! Bucătarul are așa ceva, n-are. Bucătarul mănâncă oaie cu nașul Marian. Noi suntem bogați, nu? Noi suntem cei mai bogați, mă. Bă, cine mă dă pe pantalon? Băi! Hai să vă arăt, prieten, că mâncarea cu mama care am luat-o din oraș de regim, am luat-o și am băgat-o la free fryer să-mi fac porția de regim. Uitați, am făcut mai devreme salată verde ca să mănânc de regim, patroană, și așteptăm să se facă aici mâncarea. Dar am băgat și pe alu tăică în porția lui. Mamă. Mai e. De făcut. Am băgat și ficat, am băgat de toate acolo, nu știu, poate am băgat prea mult Mihaela.
Nu, n-are loc, mă refer. Mult. Oricum n-ajunge la... Ce aia. Restul mănâncă sarmale. Lăsați pe tată în baie, bă, ce-a făcut? Lăsați singur, ce alunecă. Nu, măi. Mă, cum l-ai lăsat în baie? Ce făcut? De-aia era treaba. Bă, să scoți și peștele la lui Pabi Macrou, ce ai zis că faci? După aia. Să facem un ușor, mă, în tuci. Da. Să spală tuciul, zi bine. Păi lar de acolo. Zi tu, să spală bine. O 180 de grade, 30 de minute am dat, dar cred că mai trebuie. Dar lasă să treacă ăștia 20 și mai dăm. Nu-i așa, Miha? Da. Ce faceți acolo? Păi fac un patron la un vlog de prietenii, pregătesc. Mamă, bucătarul crapă de peștele ăla, crapă. Și unde e bucătarul? Unde e? Gata, patronul, ești salvată. Și-am gata, îl chem. Eu să-l sun. Papi, merge banda. Bă, să fură ce să fie de ei. Luna. Când trebuie la macro, ulele, să dăm drumul la grătar, să ne încălzim pe la oțire, da. Să bag eu asta. Aici, ulei, când trebuie, ardei, gras, da. Da, hai să le pregătim în bucătărie. Hai. Ce faci, patroan, acolo? Mamă, ce bine arată! Ăsta mergea cu carne de miel, mamă. Mamă! Miel cu mărar. Mamă, așa. De lăsarea postului ne luăm un miel... Miel la ceaun și aruncăm mărar peste el. Un miel nou. Atunci, de lăsarea postului, sunt miel mari. Păi când e? Mai sunt. Până după 10 martie. Mamă! E ce mărar ce miroase de frumos. Pe bune! Mai tot să pune ladă din el și restul îl las pentru ciorile. Chiar miroase bine. Mâncarea mea se face aici. Am băgat și ficăți, am băgat de toate la grămadă. Lasă că merge. Ce, se poate arde? Să nu se uscă de tot. Nu fă o uscată, că ai văzut tata să nu are dintre și eu. Mai las să fac. Te-a pus la tatăl, s-a pus în pat, ce faci? Da. Prieteni, eu mi-am scos mâncarea de regim, o mănânc acum. Am lăsat acolo puiul ăla lui tata, piept de pui și o să mănânc porția mea de sărățică cu pieptul meu de pui, uite aici, cum s-a făcut la free fryer, s-a făcut beton. Părinte, cred că e făcut și ficății. O fi făcut, patroan? Hai. O fi făcut? E făcut, mamă, face bine oala. Cred că e, ia. Da. Ia să vedem. Ia. Face bine oala. Crezi că mai trebuia? Asta, că mai bine, mai gustos. A? Mai bine, mai gustos. Nu vine să mănânce toți la masă. Nu știu oare dacă mai trebuia sau... Ia. Mamă, bun. Bun. Chiar este bun. Doar că nu sărat. Ia să mănâncă și vezi de treabă, dacă toți... Păi să aștept după toți, că mă vine ei. Așa. Mamă. Da. Beton. Dar zis, papi, să-i scoateți macrou ăla, alea. Le scoate deja. Nu scoate. Ce fac, mă, uite. Uite cum stau. Da. Arată, uite cum stau. Și n-am mâncat până la ora asta nimic. Da. Ce să-ți bagi omul, nu? Patron, dar vezi stare. Sare, ia deci mie puțină sare, că nu am... N-am luat sare deloc. Doamne, dar ce făcut la pungă? Cu pungă, cu sare, unde o dusă? Unde o dusă? Ce fac afară?
mare, 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 a venit cu tunița, bucătarul nu știu ce se întâmplă când mai vine la noi. Mai venim, venim. Lasă să vedem. Foarte bună mâncare. Foarte bun. Prieteni, am mâncat mâncarea făcută la air fryer. E făcută la air fryer? Da, ți-a plăcut? Serios, a fost bună. Bravo. Alex, poftă bună, mănâncă sarmale. David, a fost bună, dar n-ai mâncat-o. De ce nu mănânci? Am mâncat și dulciurile. Uite, ia să vă arăt air fryer-ul. Am lăsat asta pentru tata. Eu te voi și cățeni și pui. Aici avem creveți. Miha, tu la butoane? Da. Bravo. Patroana, poftă bună. Bem o bere, patroana, la halbă, mai târziu. Nu mai bei? Doamne, patroana s-a lăsat de băut. E incredibil. Aline, am și eu să spun două cuvinte. Ascult. Știu că te deranjează doar acum. Doar două vorbe, dar știu că te deranjează, că adevărul te supără. Zi. Dacă tu ai făcut aseară același gulaș cu pe disc, n-ai putut să mă suni. Da, ai uitat numărul meu. Da. Dar acum, cum aveți aceeași plăcere să mă duc să vă aduc tulumba să umpresc cârnați? Nu păi aduce tulumba. Ei, bă, Aline, păi cum aseară nu ați m-a sunat și acum m-a sunat să aduc tulumba? Acum ai găsit numărul în agentă, nu? Ce cu voi, măi, oameni buni? Mă, Aline, eu vreau să arăt fața ta adevărată la lume. Cine este Aline Mastraia? Am făcut una. Păi ce-am făcut? Cine scuze de la mătușa ta? Un hoț mare. Uite, vino să vezi ce mănânc eu astăzi, că tu ai mâncat aseară mâncarea. Mănânc ciorbă creață. Și scale? Ciorbă creață, nu știu ce face papi. Uite bucătarul vostru ce vă dă să vă omoară. Colesterol, uite ce vă omoară. Da, stai, tu cum e să scot din ăla ăla de pe tuci. Ce? Oxidul din el, era nou. Îl arde acum. La mar. Am auzit că aseară ați ajuns la spital. De ce? Că ați mâncat de pe ăla, despedit, n-a fost curățat și... Mă, ce, mă, auzi tu ce se vorbește. A fost cu rugină. Ce? M-a simțit rău. Ziarul merge în continuare. Am vorbit eu de voi de rău și da. S-a întâmplat. Gata. Doamne, cu tună, nu vine să crezi. Da, da, ăsta? Băi, nu mai tot ce uita la el. Ăsta micu? Ăsta micu? Ăsta micu o să fie la bucătar în burtă, no. Micu. Ce bucătar, că să vezi ce-l fac eu acum. Acum bag la... Bag o jumătate de kil de ulei, bag ceapă, ruceapă, bag ardeiul. Dar ăsta să nu-l, să nu-l frigi. Cu tună e peștele meu. Ardeiul să fac... Aaa, credeam că frigi peștele. Roșii, ele, da. Îl mai încălză să-l bagi direct. Trebuie să-l faci bucăți mai mici. Da. Să-l faci, să-l băgăm așa. Așa, îl punem pe platou și băgăm mai peste el. Băgăm peste el. Nu? Da. Ia, a venit rândul. Nu. Cum e cu peștele acum? Peștele ăla, David. Peștele ăla e al bucătarul. E al bucătarul. Hai, la bucătarul, pleacă la bucătar. Du-te. Zice copilul lui mama cu el, e al meu. La bucătarul cu tine. Bă, nu vine să cred. Aveți bucătar nou și vă dă, uite ce vă dă grăsime, colesterol. Vezi, papi? Ăsta, bucătarul Cătălin, o să schimbe numele la canal, o să-l cheme bucătarul lui Nașu Marian și papi o să fie bucătarul lui Leo. No, mai nu, schimbăm bucătarii. Ăla e lui Marian, da. Nu mai mă duc după tulumbă să-ți fac cârnații, gata. Nu te mai lăsă nici cu Rider să mai faci TikTok-uri sau videoclipuri, gata. De ce faci cu câinele nostru? Da, de ce faci cu câinele nostru? Ai văzut? Faci vizel cu el? Ce oameni ai tia?
Doamne, ferește. Doamne, ferește. Și aici în șatră, fraților. Ce-i cu șatra asta? Peste tot se gătește. Stai să vedeți că și mama face mâncare. Ce faci, mamă? Ți-ai pus salteaua aici să dormi? Mi-am pus eu. Ha? Doamne, ferește. Ce mă fac cu aceia cu el? Cu aceiași oameni. Nu scap, ce s-au luat. Auzi, pe ori ne merg prin casă, în fiecare col se gătește. Dar ce s-a fost fiecare acum? Am mâncat, fii atentă, pieptul de pui la aer fryer cu salată. A fost bun, dar parcă n-am simțit nimic. Aaa, patru, la ce mai spui regim? Am luat brânză, am luat alea și acum... Ia uite. Oh, ăsta are regim, dar vezi, o faci mai groasă. Groasă scadă. Da. Să avem butilia pentru că de mergi încet așa. Nu știu, dar să nu așa zeam așa. Nu, am pus cam acum mult, am greșit. Mai pui să pun bine. Eroare de rețetă. Ori să nu, da, eroare, dați voi. Mai ciorbă așa e atât. Nu. Am mâncat ficăței. Am mâncat ficăței la air fryer. Bravo, fără ulei. Ursul poate să mănânce ulei, că ursul-i slab. Ursul nu-i la lejun. Da. Da, la nevoie. Cine? Unii în cameră, dar nu o să facă cădați în cameră. Nu știu. Mai știi? E posibil. Să le aduc în cameră, să le umplă. Da. Da, măi, prieteni, cam asta e starea în șatră astăzi. Revenim mai târziu cu detalii incendiare din șatră. Vă pupăm, vă mulțumim și vă dorim o zi minunată tuturor. Pa, pa, mulțumim mult. Apropo, și să vă spun de acum, la mulți ani tuturor de 1 martie, pentru mâine. Mulțumim tuturor.